Miros insuportabil, grămezi imense de gunoaie de tot felul, dejecții din subsolurile blocurilor, un adevărat focar de infecție chiar pe teritoriul municipiului. Asta se poate vedea la mică distanță de blocurile ANL din port, pe un teren cu o suprafață considerabilă. Iar situația de aici nu trenează de ieri de azi, ci de câțiva ani buni, într-o zonă care ar fi trebuit să fie utilizată, conform deciziei primăriei, doar pentru deșeuri provenite din construcții. Aspectul acestei zone este de-a dreptul oribil, iar despre respectarea unor reguli în domeniul protecției mediului, dar și din punct de vedere urbanistic, nici nu poate fi vorba. În imediata apropiere a portului Giurgiu, la doi pași de blocurile ANL din port, pe o suprafață imensă s-a format o a doua groapă de gunoi, de fapt singura groapă de gunoi care există acum în municipiu, una neautorizată, una în care sunt depozitate gunoaie menajere, cantități imense de gunoaie menajere, deși această zonă este destinată deșeurilor inerte, adică deșeurilor provenite din construcții. În loc să fie aici depozitate doar deșeuri din construcții, sunt depozitate, așa cum spuneam, gunoaie menajere de tot felul și, în plus, sunt deversate dejecțiile de la subsolurile blocurilor. S-a format un focar de infecție chiar în apropierea orașului, chiar în apropierea portului, așa cum menționam. Mizeria de la subsolurile blocurilor a fost adusă aici de către firmele care au făcut curățenie la acele subsoluri. Numai dacă luăm în considerație cantitățile de gunoi depozitate în această zonă, este ușor să constatăm că această adevărată groapă de gunoi s-a format în ani de zile. Autoritățile nu au mișcat un deget pentru a stopa acest fenomen și pentru a-l ține sub control. Culmea este că la intrarea în zonă este amplasat un panou care indică faptul că este interzisă depozitarea gunoiului menajer. La ce categorie să fie încadrate însă dejecțiile aduse de la subsolurile blocurilor, subsoluri care au fost curățate paradoxal cu bani de la primărie? Nepăsarea administrației locale nu poate fi scuzată, cu atât mai mult cu cât, dacă ar fi să ne luăm tot după panoul menționat, se pretinde că zona este supravegheată video în permanență.